N-am putut să mă abțin și am zis că trebuie neapărat să-mi spun și eu părerea ca lumea de data asta despre fenomenul Hymen. Cuvântul Hymen, pentru majoritatea, este folosit doar pentru vizualizări. În ce constă procedura? Vă explic eu acum. Ai aflat că acest Hymen a dat un schem, sau mai multe. Prea puțină spasă, te doare undeva, dar dacă tot e la modă și ai văzut că pe YouTube se vorbește de asta, ai zis, bă, hai să fac și eu ceva de genul. Că tot se fac vizualizări prin scamul lui Cristi, ai zis, bă, hai să fac și eu un video unde îl înjur, zic că-i de căcat, zic de comunitate de YouTube că-i de căcat, îl iau în cioacă vreo 5 minute și după vin abonații și vizualizările. Mamă, ce tare! Am mai spus o dată, dar nu chiar atât de bine definit cum o voi spune acum. Frate, chit că-l cunoșteam sau nu pe Hymen, părerea mea era aceeași. Atâta timp cât nu se ia de mine sau nu are legătură nici măcar puțin cu mine, nu am de ce să mă bag. Vreo 80% dacă stau să analizez, nu gândesc ca mine și să zicem că le pasă prea mult. Și fac haz de necaz pentru scamurile pe care nu le-au primit ei. După mine e penibil și da, sunt conștient că o să primesc comentarii de genul că nu are dreptul să fac asta, că de ce a furat bani de la alt, că e un căcat, că merită omorât, că merită să-l calce mașina în timp ce joacă Pokémon Go, etc, etc. Ținu-o zic, nu văd care e problema și de ce te-ai uitat în farfuria lui. Acum să o luăm pe aia adevărată pentru unii mai mici. De-aș fi în locul vostru, mă rog, aia care se simt, i-aș mulțumi lui Cristi profund că îmi fac autopromovare pe spatele lui. Cum? Ia hai mă vere să zic eu cum. Apoi în primul rând mă gândesc la titlu. Hymen e un căcat. După fac un video unde mă joc în legea mea și bag câteva strâmbe că e un muii, că ce-a făcut el e ilegal și nu știu cum. Și după fiind câteva like-uri și dislike-uri și s-a rezolvat. Felicitări! Așa crești pe YouTube! Oricum sper că o să se învechească treaba asta. Eu mă înțelegeam super cu el și înainte de schimb și acum. Până la urmă să mă întorc la videoclipurile mele pe care le copiez de la alții și o să-mi văd de treaba mea. Apropo, aia sincer acum. Unii mor de ciudă care vrea să dea un schem pentru un cuțit ca ăla. Hai să nu ne căcăm pe noi, serios. Dar băsni, care e problema ta? Vezi-mă de contentul tău ăla de căcat, că tu comentezi dacă te prind pe stradă te omor. Really, coaie? Really? Băi, deci îndemn cu atâta bucurie oamenii să plece de pe canalul meu de nici nu vă dați seama. Decât să văd un mormoloc schizofrenic cum îmi spune că copii pe alții și clickbait și alte rahaturi, ei bine, nu. Du-te, domnule, de să nu te mai văd. Ori te uiți la adevăratul eu și te obișnuiești cu asta, ori o tai de aici. Credeți-mă, o să ajung să nu fiu suportat de nimeni că nu-mi pasă. Atâta timp cât eu sunt bine cu mine, prea puțin mă interesează de părerea altora. De aia s-ar putea să mă vezi că, bă, sneaky ăla cu care nu vorbește niciun alt YouTuber. De ce? De ce? Că nu-mi convin chestiile astea, jur. M-am plictisit de atâtea glume cu ghilimele pe seama lui Hymen. Acum, serios, nu-i țin partea, dar e penibil rău, jur. Prea mulți au dat atenție. Acum hai să o luăm pe aia. Nu poți tu să dormi noaptea că știi că a dat el schem? Ohoho, ba nu, crede-mă pe mine, te doare în cur, dar dacă mai mulți fac asta, hai să o fac și eu, să devin un fals, să fac parte din grupul celor mișto. E trist, mă, e trist. Nu că aș avea ceva cu alții, Doamne ferește. Nu ajungi la o sumă mare de abonați singur dacă nu faci ceva ca lumea, sau dacă nu te ții de treabă, sau dacă nu faci content ca lumea. Știi ceva? Chiar dă un dislike, ba chiar poți să dai mas pe Skype cu, bă, handicapatul ăsta e prost, dislike vă rog. Eu vreau să mă fac cunoscut prin cine sunt cu adevărat, nu să mă dau pe lângă alții și în realitate să zic altceva. Până la urmă e fain să-ți faci acei zici hater, pentru că ei o să-ți întrețină canalul, frate. O să fie mereu prezent să-ți dea un dislike. O să te urmărească mereu și din nou, știți de ce? Pentru că suferință, epa! Doamne, zic asta din propria experiență. Și ce-am mai văzut prin comentarii vis-a-vis de fapta lui Hymen? Ca un fel de încheiere, lăsați-o dracu moartă. Ce-o fost, o fost. Cât poți să trăiești în trecut? Și dacă totuși vreți să fiți mai fericiți, vedeți-vă de ale voastre. E mult mai sănătos decât să stai cu ochii numai pe la să vezi când poți să-l prinzi cu cea mai mică gafă. Da, cam asta e tot ce am avut de spus. Muie sneak, muie celor nașpa. Nu uitați, nu vă mai luați după alții și fiți voi. Pace vă!